Salutare tuturor! Sunt Dragoș Anastasiu, fondator Edwise, un cluster de consultanță pentru antreprenorii din România, și acum voi urmăriți podcastul În arenă. E primul podcast din România unde antreprenorii vorbesc despre antreprenori și vorbesc așa pe bune, pe șleau, pentru a învăța unii de la ceilalți. Astăzi, în arenă, alături de mine. Ca pe timpul arenei leilor este un antreprenor pe care cu siguranță îl cunoașteți cu toții și nu va trebui să vi-l prezint cu lux de amănunte. Marius Ghenea. Bună Marius, bine ai venit în Salut, arena. Mulțumesc pentru invitație, Eu îmi face musul... multă plăcere să, să fim iarăși împreună, față în față. În arenă eram side by side, așa eram da. unul lângă celălalt. Da. Dar a fost o perioadă în care eu am învățat foarte mult antreprenoriat și l-am învățat de la tine în, în, în bună măsură. E, și îți mulțumesc e, și acum pentru asta. E, am văzut foarte mulți antreprenori împreună, i-am analizat eu mai mult așa, pe zona de mindset, tu foarte analitic. Și când mie îmi plăcea câte unul, așa, și ziceam cu ăsta aș vrea să fac, mă uitam la tine și te întrebam, e ok, business plan. Și dacă tu te dai din cap. Ridicam și eu mâna, cam așa era. Da? Unul mai degrabă cu feeling și mindset, celălalt mai analitic. Îți mulțumesc pentru perioada aia. Marius este un antreprenor în serie, este business angel, este profesor de antreprenoriat, este autor de, autor de, de carte da? și această carte sunt absolut convins că o cunoașteți. Eu am mai denumit-o și cu alte ocazii este Biblia antreprenorului român și ar trebui să stea pe noptiera fiecărui tânăr antreprenor și nu numai tânăr antreprenor și mai cu experiență, având în vedere că suntem prima generație de antreprenori, Marius. Și n-a fost ușor pentru noi ca prima generație, pentru că nu aveam cărți și nu în limba română, sigur exista un alt limb, nu aveam mentori sau nu știam, consultanța părea să fie foarte scumpă și inaccesibilă, cel puțin pentru unii și oricum aveam mentalitatea că le știm pe toate și le știm mai bine și nu avem voie, nevoie să întrebăm pe cineva de altceva. Vreau să te întreb la început, cu ce se ocupi timpul în zona de business, așa, în ultima jumătate de an, să zicem? Sunt câteva lucruri care în realitate sunt la fel cum erau acum 5-10 ani din perspectiva cel puțin a activității pe dezvoltarea antreprenorială, educația antreprenorială acolo unde, așa cum știi, și ai și colaborat în diverse moduri cu, cu mine și cu, cu echipa mea pe partea de produse, programe de dezvoltare antreprenorială și educația antreprenorială. Deci, pe zona asta fac în continuare ce fac de mult și anume uh, programe atât pe competențe antreprenoriale de management, cât și pe spiritul antreprenorial și gândirea antreprenorială, cum e cursul intensiv de antreprenoriat, zona de mini MBA, business drive, unde vorbim mai mult despre competențe de management, dar el este un program care e foarte, uh, cum să zic, atent construit pentru antreprenori care sunt managerii propriilor afaceri. Și uh, mai nou am lansat un alt program care este de finanțare a afacerilor prin investiții de capital, uh, pentru că e o zonă care e mai nouă în România și am constatat că foarte mulți antreprenori au o mare problemă uh, când se gândesc la o asemenea finanțare, că nu știu de unde să o apuce și ce să, face, ce să facă. Și ăsta e un program care pe undeva descrie în două zile intensive, descrie exact cam care e procesul și cum anume poți să uh, obții finanțări bune, potrivite pentru afacerea ta, ce să faci cu ele, cum să discuți cu investitorii și așa mai departe. Și în afară de asta, evident, încerc să particip la cât mai multe lucruri care țin de ecosistemul antreprenor din România și de dezvoltarea acestui ecosistem. Așa cum ai spus, acum, din fericire, începem să avem și modele antreprenoriale mentori, antreprenori de succes care merg în direcția asta de giving back, de a dau un pic înapoi, atât în structuri de educație, cât și în, eu știu, conferințe și în alte tipuri de programe. Dar asta e numai partea, să zic, de suflet și, e spune, socială în care m-am implicat și mă implic în continuare cu tot sufletul, cum ziceam, și în același timp cu toate resursele pe care le am, mai ales resursa de timp e probabil cea mai, cea mai limitată. Dar, în realitate, mai day job, ca să zic așa, activitatea mea de zi cu zi este cea de investiții în, în companii românești și mai nou și din o origine mai largă Europei de Sud-Est, în principal companii care sunt de tehnologie sau bazate pe tehnologie, la început de drum, cum le spunem, early stage, dar nu foarte la început de drum, deci companii care au demonstrat deja câte ceva pe piață. Și iată, a fost primul fond, pe care l-am investit complet și care e un succes, are randament foarte bun. Am făcut exituri foarte bune din, din, fondul respectiv ca și valoarea activelor și dezvoltare, creare de valoare pentru noi și pentru antreprenorii alături de care am investit. Și acum e al doilea fond, a Catalis România Fondul 2, pe care îl conduc cu o echipă de aici din România, dar cu oameni care sunt în același timp, unii dintre ei, Abuda, Pesta, sau Viena, Helsinki, Luxemburg. Deci o colecție paneuropeană de colegi și de specialiști în zona de investiții și de fund management, inclusiv un coleg de-al nostru care e în Statele Unite, pe coasta de est, în Washington DC. Deci cumva, cu această echipă multinațională, dar în principal structurată și concentrată aici, în București, în România, încercăm să ajutăm în continuare prin investiții. În al doilea fond ne gândim probabil undeva în... 15-20 de companii în care vom investi. Deja în vreo 5 companii am anunțat investițiile, altele sunt în pregătire. Sume de câteva milioane de euro, în general, într-o singură companie, fondul ca nivel de capitalizare de 50 de milioane de euro. Și pe baza experienței pe care o am, o avem deja ca echipă, cred că fondul 2 ar putea să fie un succes încă și mai mare. Din mai multe motive, unul fiind evident și oportunitatea de piață, pentru că România are oportunități extraordinare, extraordinare în zona de IT și, în ultimii ani, ele s-au și materializat prin companii care au făcut succes internațional, care au devenit unicori, multicori, deci succes cu adevărat internațional, și cred că aici putem să facem lucruri spectaculoase în continuare. Și cam asta îmi, îmi mănâncă tot timpul. Și că sunt mulți antreprenori, cel puțin la început de drum. Care spun: Mă fac antreprenor pentru că vreau să muncesc mai puțin, vreau să am timp. Da? Să am mai mulți bani, să am timp să n am șef. Cum ești cu timpul și cu munca? Mulți îmi spun: Ce faci? Muncești, sunt la birou. Tot mai muncești, încă mai muncești, de ce mai muncești? Cum e cu sentimentul ăsta de muncă, antreprenor, muncă? Simți că muncești, ai timp liber? Cum îți împarți? toate? Eu personal trebuie să spun că simt foarte rar că muncesc. Într-adevăr, și când eram antreprenor într-o singură companie și eram practic managerul companiei respective, și asta s-a întâmplat în serie, să zic așa, de unde și noțiunea de antreprenor în serie, nu simțeam neapărat că muncesc decât foarte rar, pentru că normal mai există și chestiuni care. Trebuie făcute chestiuni care țin de, de raportări, de formalisme, de un pic de birocrație, în orice, în orice companie trebuie să structurezi și asemenea lucruri și atunci tu însuți, care le cer celorlalți să, 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 să se conformeze cu aceste reguli și cu, aceste, cu această birocrație. trebuie să o faci și tu. Dar, în afară de asta, în rest, nu simt că muncesc, mai ales că, în momentul de față, eu fiind prin natura poziției de investitor în vreo 15 companii, dacă punem fondul 1 și fondul 2 și, de asemenea, alte companii în care mă implic ca board advisor, ca uh, participant la chestiuni de strategie pentru companiile respective, probabil în total vreo 20 de companii în care sunt, într-un fel sau în altul, implicat niciodată la nivel executiv, deci numai non-executiv, ceea ce înseamnă că nu sunt un manager al companiei, nu merg de acolo de la 9 la 5, nici măcar în fiecare zi, dar avem ședințe de bord, avem meeting-uri pe partea aceasta de business advisory, să zicem, strategie, management retreat sau, sau întâlniri cu colegii din bord sau cu managementul și acolo încerc să contribui și asta e o chestie extraordinară pentru că îmi permite cumva să nu fac niciodată neapărat fix același lucru și să nu intru în o, într-o anumită rutină. Și din acest punct de vedere, eu sunt foarte fericit că pot să fac lucruri diverse. Ca exemple simple, iată, deși uh, sunt colegi antreprenori, uh, prietenii ai noștri, inclusiv tu, uh, care sunt oarecum sau au fost oarecum centrați pe o anumită uh, verticală de business, să-i spunem, eu am avut privilegiu și am în continuare privilegiu că sunt expus culmea. La foarte multe verticale de business, chiar dacă spui tehnologie. Pentru că, spre exemplu, VOLA înseamnă online travel, dar asta e fabulos că încerc, încep și încerc și reușesc să înțeleg un pic mai mult din ce înseamnă travel. Separat de faptul că noi acolo dezvoltăm platforme de tehnologie sau Elefant, care este e-commerce, dar avem toată minunăția de, de produse de carte, să zicem, și acolo încep să te, te uiți la, la ce înseamnă. Piața respectivă, cum evoluează, inclusiv la nivel de conținut și așa mai departe. Deci, ești practic într-un joc permanent da. unde nu te plictisești niciodată, exact. pentru că faci mereu lucruri diferite. Exact, dar în același timp, da? și asta, asta e foarte important de spus, plecând de la, de la eu știu, întrebarea ta sau, sau mesajul tău inițial. Asta e o situație care nu e tipică pentru un antreprenor, pentru un antreprenor are nu doar eu știu bucuria, dar și obligația să fie implicat în fiecare zi 100% de dimineața până seara sau în fine într-un anumit ritm pe care fiecare și-l stabilește, dar evident în mod operațional și în mod managerial să fie implicat în propria companie. Și asta poate să fie o situație mult diferită de ceea ce fac eu acum, pentru că toată lumea mă întreabă, ok, dar cum propovăduiești tu acest antreprenoriat full-time, 100%, când tu, de fapt, te ocupi de foarte multe companii în același timp? Și explicația sau paralela pe care o dau întotdeauna și mi se pare cea mai plastică pentru cineva care, eventual... A trecut prin Școala Generală și la orele de fizică s-a vorbit de serie și de paralel, da? Uh, Antreprenoriatul se face numai în serie, deci nu poți să faci antreprenoriat în paralel, să fii antreprenor în mai multe companii în același timp. În schimb, poți să dezvolți o companie, faci un exit, dezvolți o altă companie, faci următorul exit și așa mai departe. Și asta se numește antreprenoriat în serie. Pe când investițiile și toată activitatea investițională trebuie făcută în paralel pentru că niciodată nu poți să sau nu e bine să investești ca investitor într o singură companie, ci într un portofoliu, sau să investești într un singur activ, ci într un portofoliu. Și vedem această problemă acum și din perspectiva antreprenorilor și din perspectiva pur și simplu oamenilor care au niște disponibilități financiare că, nu știu, unii au investit prea mult în imobiliar, alții prea mult în cripto sau mai știu în ce altceva, fără să se gândească la faptul că trebuie să diversifice și acum pe undeva au au, 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 sunt penalizați din această cauză, deci investițiile întotdeauna se fac ca un portofoliu și se diversifică în, în portofoliu și de asta eu sunt în situația să mă ocup din nou non-executiv de foarte multe companii în același timp, în, în timp ce eu însumi le cer tuturor colegilor antreprenori care lucrez să se concentreze numai pe compania lor. Da? Ce facem cu ideea că ar trebui să diversifici pentru că dacă ești focusat pe un singur domeniu și se întâmplă ceva, vine vreo criză sau se întâmplă ceva cu domeniul respectiv, este ești în offside. Și sunt mulți care spun, ok, am început, fac ceva și din două motive. Unul că poate m-am și plictisit puțin și mai vreau să fac și altceva, asta e un motiv. Al doilea, pentru că vreau să diversific, să am două, trei, patru picioare pe pământ. Ce facem cu ei? Ce le spunem? Și cum, când, cum iau ei decizia asta? O iau singur, întreabă pe cineva. Cum, da, Pentru că vine momentul în da, 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 care da. Aici, spui că vrei să diversifici. Aici există, pe de-o parte, multă teorie de business uh, care e foarte ușor de, uh, de, de uh, însușit. Uh, nu e poate e la fel de ușor de pus în practică, pentru că de multe ori teoria sună simplu și clar, dar în, în practică ne omoară. Și inclusiv în cartea de antreprenoriat, în cursurile mele de antreprenoriat, vorbesc foarte mult despre cum anume crește o companie și în același timp cum anume se poate proteja o companie de aceste efecte potențial adverse. Și, într-adevăr, diversificarea este una dintre soluțiile de a crește compania, pentru că diversificarea este ruta de creștere cea mai spectaculoasă, e cea exponențială, pentru că diversificare înseamnă produs nou pe piață nouă. Da? Și atunci, dacă eu sunt într-o piață și într -un, cu un anumit set de produse și mă duc într-o piață nouă cu, cu niște produse noi, voi crește acolo de la zero, deci posibilitatea de creștere e cumva exponențial. Pe când, dacă dezvolt doar piață sau doar produs, nu e aceeași posibilitate foarte mare de creștere. În schimb, asta e o dezvoltare mai sănătoasă pentru că, da, dacă eu am fost astăzi în București și mă duc în Brașov, se presupune că știu deja, chiar dacă e o piață nouă, știu deja cum să mă comport cu clienții. Am deja un produs viabil în București, deci probabil că va fi viabil și în Brașov și așa mai departe. Revenind la diversificare, ea are niște riscuri însă și aici Regula simplă, și asta e de fapt ceea ce nu se înțelege, în opinia mea, regula simplă este că întotdeauna trebuie să diversifici pornind totuși de la core, de la ce ai ca bază în propriul business. Deci niciodată să nu diversifici absurd la modul că până astăzi am vândut calculatoare și de mâine vând cartofi. Nu funcționează așa ceva. Deci trebuie să avem niște sinergii. Sinergiile pot să fie pe supply chain, pot să fie pe produse sau servicii conexe. Deci până astăzi am vândut, nu știu, calculatoare și de mâine vând și mouse de calculator sau vând service pentru calculatoare sau vând livrare de calculatoare, nu știu cum, sau instalare de calculatoare sau instalare de software. Da? Deci diversificarea ar trebui să fie într-o zonă care să acopere produse conexe și piețe conexe. Iar, iar asta înseamnă o diversificare care poate, pe de o parte, să te ajute să crești afacerea și, doi, te protejează, deci e acel efect de hedging, în condițiile unei situații adverse de piață. Și cel mai bun exemplu care îmi vine în minte e tot din travel, pentru că gândește-te în momentul în care travel ul a suferit masiv în pandemie, cei care au avut totuși un picior pe travel domestic, pe travel intern și unul pe travel internațional au putut să facă acest tip de să aibă acest tip de protecție implicită pe când cineva care făcea numai travel internațional a murit complet, da? Să nu mai zic dacă ai fost un model care făcea numai travel bazat pe lung curier. 2 ani de zile, clar că ar fi murit cu totul. Cei care au făcut numai travel intern au fost foarte bucuroși o anumită perioadă în pandemie și acum vedem că e, da, de flip side, e reversul medaliei, pentru că oamenii disperați de, da? de constrângeri și restricții, acum toți se duc în străinătate, nu mai stă nimeni la, nu, la munte și la mare la noi. Deci, cu alte cuvinte, protecția vine exact din genul ăsta de diversificare, dar în cadrul aceluiași business. Adică nu... Nu m-aș gândi dacă am un business de travel să fac brusc uh, un business de nu știu ce altceva, ca să fie anti cumva, să meargă în, 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 eu știu, într -o, într -o, în contratimp, să zicem, astfel încât dacă îmi pică businessul de travel să am o chestie total, total opusă. Acum, se uită la noi tineri antreprenori care au un business la un milion de euro turnover și așa mai departe și care se joacă cu aceste idei. Și își pun întrebarea. Aș face altceva. Păi, uite, că vă în imobiliare, poate că se întâmplă ceva bine, sau în cripto, și eu fac altceva. În imobiliare așa. mi că se întâmplă ceva. Cum iau ei deci, cum, cum ar trebui să ia decizia asta? Trebuie să ia de unul singur. Au Care sunt mecanismele? Sigur, mergem la da, 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 Biblie. La, da, da. Mai mult decât atât, ce poți face? Um, aici, evident, că pasul următor și logic că nu poți să rămâi doar cu niște frânturi dintr-o carte, este să încerce în mod activ să-și dezvolte propriile abilități în a identifica oportunități de investiții, de exemplu, ca să-și creeze un portofoliu sau a identifica oportunități de a dezvolta afacerea. Dacă, că sunt două direcții, da? să zicem, ok, pun banii tot ce pot profit reinvestit în propria afacere sau o parte din bani încerc să-mi creez un portofoliu de investiții, să spunem, de un profil pasiv, că sunt ele imobiliare, stock market și, sau altceva. Dar astea nu se fac, părerea mea, sau nu ar trebui să fie niciodată făcute după ureche, ci după ce ai citit o carte sau ai citit câteva informații, de ce nu, chiar și pe net, despre subiect, să mergi mai departe și să zici, ok, ce aș putea să fac acum? Și ar putea să fie un program, da? un curs, un program de pregătire, ceva de genul ăsta, cu cineva care are experiență în domeniul respectiv și întotdeauna le spun antreprenorilor, uitați-vă la CV-ul persoanei respective. nu vă duceți pur și simplu pentru că v-a zis un prieten, bă, ăla vorbește foarte frumos. Pentru că unii vorbesc frumos și nu livrează nimic, de fapt. Deci uitați-vă la CV-ul și la trec record și la referințele persoanei respective, lectorului, să spunem, dacă e un program de pregătire. Cealaltă variantă este să încerci să aduci aproape de tine un, efectiv, un consultant de business sau o, o, o structură de, 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 business consulting, că e vorba de un, eu știu, un consultant de investiții, că e vorba de un consultant de taxe sau mai știu eu ce altceva, în funcție de subiectul pe care trebuie să-l acoperi, pentru că acela te poate ajuta în mod activ și să spun așa, să te țină de mână în acest proces. Adică nu e doar la un curs te duci și, în fine, ai învățat, n-ai învățat, după aia trebuie să te descurci și folosești sau nu folosești ce ai învățat acolo, pe când un consultant stă alături de tine și, în mod normal, evident, nu face el proiectul pentru tine sau nu face el investițiile pentru tine, dar te poate ajuta să-ți spună niște reflectoare, să-ți aducă niște informații care să te ajute să iei decizii mult mai bine avizate și probabil să ai premise mai bune, adică sigur să ai premise mai bune de succes. Și acum mai facem un pas în tipul de mindset în general românesc uh, și care spune cam așa, în primul rând că n-am încredere eu ca român în general, noi suntem într-o societate cu grad Dar, dragoși, aici de încredere. Per -permitem, și da. țineți ideea, permitem să intervin și să spun că n-ar trebui să ne cum să zic, să ne cantonăm în această idee că ăsta este un, este un, un profil de personalitate sau de gândire românesc, pentru că nu e românesc. Da. E un profil pe care îl întâlnim. Nu știu dacă da. tu ai făcut mai mult business în regiune, că, în fine, partea de travel a fost în principal aici, dar eu făcând și în Bulgaria, da. și în Serbia, și în Balcanii Bacana, de Vest, Macedonia, da. într-o oarecare măsură și în Grecia, și în Polonia am, am constatat că și acolo am condus și conduc afaceri, sau, în fine, sunt tot așa în Consiliul da. de Administrație anumite, anumite trăsături asemănătoare no. cu Adică nu e o chestie pur rom sau numai a noastră. Doar românia. că, de exemplu, în cartea sau un studiu făcut de profesorul David și materializat în cartea Psihologia Poporului Român, arată prin măsurător că la noi gradul ăsta de lipsă de încredere e mai profund decât în alte părți. Da, Că da, da. da. distanța pe care o avem în față de ceilalți e mai mare de la început. Și atunci, pe de o parte am o lipsă de încredere, pe de altă parte îmi pun întrebarea, îmi permit un consultant? Da? Eu mi-am pus mereu întrebarea asta și am, am stat permanent în ideea că nu-mi permit. Aș vrea, l-aș vrea pe Marius Ghina consultant, dar nu-mi permit chestia asta. Și, pe de altă parte, până învață el business meu, sau până înțelege el, așa mai, mai mult îi spun eu lui decât îmi spune el mie și mi se pare că, de fapt, arunc niște bani pe fereastră. Okay. Okay. Nu știu dacă tu ai avut sentimentul ăsta ca tânăr antreprenor. Eu l-am avut. Cum diluim cu da, da. tema asta? Apropo de, apropo de lipsa de încredere că practic sunt cele două chestiuni pe care le-ai spus tu și mai am încă o a treia chestiune care poate e și ea destul de importantă în ceea ce privește mersul către consultanță. Deci partea asta de n-am încredere, eu n-am întâlnit-o foarte mult. Ce drept s-ar putea să avem, noi doi în particular și alți colegi de-ai noștri, să avem un anumit tip de, eu știu, poziție bună. Din această perspectivă, în acest punct de vedere, pentru că îți spun sincer și ai văzut și tu, oamenii și mai ales oamenii de, de business își aduc aminte de noi. În România mă duc, în Cluj, în Timișoara, în Iași, mm. oamenii își aduc aminte de noi mm. și Spun, da, uite Marius, din arena leilor, te țin minte că mă uitam atunci tu cu Dragoș, cu colegii voștri, făceați o treabă extraordinară? Și deci din punctul ăsta de vedere, nu e pentru mine să judec uh, chestiunea asta de lipsă de încredere, pentru că eu am avut, în general, am mers și eu cu multă încredere față de antreprenori și față de colegii mei din diverse echipe și am primit același lucru în schimb. Deci n-am avut și n-am simțit niciodată în România, în, în, în rândul colaboratorilor mei și a antreprenorilor cu, cu care am lucrat în orice proiect, N-am simțit această lipsă de încredere ca fiind o problemă importantă. Doi, dacă au, să zicem, o poziție financiară a companiei care să le permită consultanță, aici e o discuție care poate să fie și simplă și complicată. La nivelul cel mai simplu, în realitate, dacă ai niște chestiuni, niște lucruri de făcut pentru companie, care sunt niște lucruri importante și pentru care nu ai competențe interne, ai numai două variante sau trei variante. Una ar fi să nu faci și atunci rămâi pe loc sau ieși din business, dar presupunând că vrei să faci acele lucruri, acele dezvoltări, ai numai două variante, să internalizezi resursele respective, adică să-ți angajezi oameni care să facă proiectul respectiv, sau să apelezi la consultanță. Evident că, din multe motive, e clar că externalizarea este varianta mult mai bună, și nu doar pentru companii mici, pentru companii medii și mari. Dar pentru companii mici în particular, externalizarea e clar soluția perfectă, pentru că nu ai cum să internalizezi o resursă. Uh, Exemplul cel mai bun pe zona asta e cel de management financiar și probabil că te-ai izbit și tu de chestiunea asta cu diverse companii în care lucrezi, care la nivelul unei companii de talie mică uh, nu se justifică sub nicio formă să e un CFO, un director financiar uh, senior, uh, pentru că nici nu are ce să facă full-time și nu mai avea hmm. bugetul pentru a-l plăti cu adevărat la nivelul... Uh, muncii și activității pe care o desfășoară. Și atunci, o variantă este, și noi facem asta la multe companii, este să externalizezi cu un, să spunem, interim CFO, care poate face acest job pentru 3, 4, 5, 10 companii, dar îl face profesionist, îți face sau te ajută să obții exact ce ai nevoie, cu un cost care este o fracțiune din costul pe care l-ai avea internalizat. Și ultima chestiune, a treia, să zicem, ar fi și asta, de fapt, e o problemă pe care antreprenorii nu identifică la început și care după aceea e cel mai mare obstacol, și anume el, antreprenor, sau ei, antreprenori, să presupunem că e o echipă de antreprenori fondatori și echipa lor de oameni cheie, manageri ce sunt, trebuie să fie pregătiți pentru asta. Pentru că dacă ei nu sunt pregătiți mental, dar și structural, ca și guvernanță, pentru un proiect serios de consultanță, și asta mi s-a întâmplat într-adevăr, am fost, am fost în companii unde... Era un haos total. Haos acela antreprenorial de geneza antreprenorială inițială. Și le-am spus, uite, ar trebui să faceți asta, asta, asta. Un anumit exercițiu de guvernanță. Să-și organizeze niște meeting-uri săptămânale lunare și așa mai departe. Să fie niște pachete de bord, să le spunem, ca și informații care să fie trimise înainte, să fie analizate, să fie minute, să fie to do, să fie follow-up, follow-through și așa mai departe. Unii au zis dau Marius și au făcut, alții au zis dau Marius și n-au făcut și atunci dacă n-au făcut probabil după câteva luni ne-am strâns mâna și ne-am despărțit pentru că nu e pentru mine ca advisor să, să implementez structuri de guvernanță într-o companie. Asta e pentru acționari și pentru, pentru management la un anumit nivel. Eu pot să le spun uite cam așa ar arăta bunele practici. Dacă mergeți și le implementați, atunci putem să lucrăm împreună și atunci cu adevărat munca mea sau oricărui advisor sau consultant se va simți ca și valoarea adăugată, ca și creștere și dezvoltare pentru compania voastră. Și din acest punct de vedere am exemple extraordinare în care vorbim de companii în care atunci când am Implementat, sistemele respective făceau poate 500.000 de euro pe an, și acum fac 5 milioane sau 10 milioane de euro pe an câțiva ani mai târziu. Adică o creștere exponențială. Și pot să dau numeroase exemple de asemenea companii. Deci, un ajutor e binevenit. Cred că, în primul rând, trebuie să conștientizeze că au o problemă. Nu? Asta ar fi prima primul, chestiune. Primul lucru, și, da. și cumva, asta e o întrebare. Cum îi facem să conștientizeze adică ei au nevoie de anumite lucruri dar nu știu că au nevoie de ele și asta e o întrebare pe care eu mă pun ca antreprenor tânăr. Oare de ce aș avea nevoie că nu îmi dau seama exact de ce am nevoie. Cum aflu cu, cum aflu de ce am nevoie. Na? Asta e o întrebare. Și după ce am conștientizat să am și uh, uh, curajul de a și încrederea de a externaliza know-how pentru că așa spuneam am mai spus eu cu altă ocazie să nu mai plătești și o taxă pe prostie pe care au plătit alții, da, da, Mi-au plătit da, da. foarte multă taxă pe prostie. Întrebarea însă este partea aia. La, cum îmi dau seama. Da? Și aici venim puțin la mindsetul antreprenorial, da, apropo de, de mindset, și te-aș întreba da, elemente esențiale de mindset antreprenorial care mă ajută să conștientizez problemele. Da, să zic. Da, da, da. Că altfel, merg într-o. Păi, da? primul, primul lucru, din nou, nu neapărat într-o abordare. Um, holistică, ci pur și simplu într-o abordare punctuală și pragmatică, primul lucru este că într-adevăr antreprenorii, măcar la nivel subconștient, realizează că au tot felul de probleme. Când le scot un pic la suprafață, unii dintre ei zic stai mă că nu pot eu să mă descurc cu chestia asta și merg și se descurcă sau nu. De multe ori nu se descurcă. În momentul în care s-ar schimba un pic de aici, e o chestiune de, e un, e un click acolo de făcut momentul în care ei ar veni și ar zice, ok, am conștientizat că sunt niște probleme, care ar fi primul pas? Pe păi primul pas e hai să mă duc și să fac, nu știu, un curs din asta, un crash mm -hmm. curs, o chestie scurtă cu cineva care să-mi mai deschidă un pic cu ochii. Mm -hmm. Ce se întâmplă dacă fac și, din nou, asta înseamnă două lucruri în același timp. Înseamnă că a conștientizat sau conștientizează că sunt sau s-ar putea să fie niște probleme care trebuie rezolvate în companie și în relația lui cu compania și, doi, că e dispus să investească bani și timp de, ale lui, da? ca antreprenor, pentru a încerca să rezolve acea problemă. Și asta se numește dezvoltare personală. Iar aici, într-adevăr, suntem foarte mult în urmă față de Occident. Sincer, părerea mea e că Occidentul e un pic cam deja exagerat din punctul ăsta de vedere. Adică dacă vorbești cu, vorbesc cu prieteni, cu colegi de-ai mei din Occident și fac la o lună, două luni, mai fac un curs de ceva, de orice, chiar dacă s-ar putea să. Nu, exact, s-ar putea să nu aibă o legătură directă sau măcar indirectă cu activitatea lor, multe dintre ele pe zona asta de soft skills, care, știi, vin la, la limita dintre uh, hai să facem un curs și hai să ne relaxăm sau să nu știu ce, medităm. Uh, nu zic că meditația nu e bună, dar, din nou, dacă vrei să rezolvi niște probleme într-o companie, primul lucru este să duci pe partea asta de hard skill și să zici, bă, ce ar trebui să fac eu ca să pot să rezolv aceste probleme. Și repet, pe dezvoltare personală, deci dacă, 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 iei această decizie și te duci către dezvoltare personală, am văzut antreprenori care, după aceea, nu mai au o problemă să facă pașii corecți, pentru că dacă te duci într-un network, într-o rețea de oameni care au aceleași ambiții și aceeași viziune ca tine. Și ei vor să se dezvolte personal. Ei, la rândul lor, lucrează, unii dintre ei lucrează deja cu consultanți, alții s-ar putea să înceapă să lucreze. Și prin acest network effect, prin acest efect de rețea, oamenii încep să-și recomande. Noi înșine, ca lectori, ca facilitatori, le spunem, uite, dacă vreți zona asta, sunt câțiva m -m oameni aici care fac, nu știu, digital marketing, care fac uh, resurse umane, care fac uh, financial planning, care fac uh, budgeting, care fac uh, tot felul de alte lucruri uh, de care s-ar putea să aveți nevoie sau s-ar putea să aveți nevoie în viitor. Deci, și de, -ținem și de, -ținem este, de acolo, de -acolo da, începem. Reținem o chestie importantă care înseamnă networking, să ies din da, care da, am da, mea, da, da, și da. să vorbesc, da? Bașca vreun mentor, dacă am un mentor sau mai mulți mentori, cursuri, cărți. Să citim în fiecare zi. Da? No. Uh, și asta, și asta Din nou, oameni, că... oameni care te întâlnești și care pot să-ți dea niște referințe da. specifice, pentru că eu am întâlnit destul de mult în ultima vreme situația asta în care oamenii spun, ok, uite, X, Y mi-au zis că au făcut chestia aia și uite, mi-au arătat ce anume rezultat a avut, că au implementat un anumit sistem, un CRM, un, un sistem de analiză de management, un un project management sistem. Diverse lucruri sau că au venit pe, pe un program de advisory pentru orice îți poți imagina, de la o problemă de supply chain, nu știu, un depozit sau un flux de, de gândit ca parte de warehouse management system și așa mai departe. Toate lucrurile astea, până la urmă, au soluții, dar care, repet, mai ales pentru companii mici la început de drum, dacă sunt soluții internalizate, vor costa mult mai mult în realitate și s-ar putea să livreze mult mai puțin. Ok. Revin la ideea de conștientizare uh, a unei probleme. Am undeva o problemă, sigur, de multe ori antreprenorii conștientizează când au o problemă financiară, când se întâmplă, nu conștientizează de -a, de -a. când sunt pe val, se conștientizează când scade, când sau când au o problemă de cash flow deși, când au o problemă de cash flow, deși aparent afacerea merge ok, Dar... ca e una dintre Exact. La unul dintre becurile importante care se aprinde și ar trebui să se aprindă cât mai repede. Uh, și uh, vine momentul acela de a conștientiza ce, ce înseamnă, cumva, uh, să accepti un eșec, să accepti că ai o problemă. O problemă e un eșec. Da? În general, nouă nu ne place eșecul. Uh, și aș vrea să te întreb cum și dacă ți-a marcat eșecul viața într-un anumit moment sau într-o succesiune de momente. Relația ta cu eșecul. L Ai avut vreodată, Marius Ghena pare un om care n-a avut niciodată niciun eșec pentru că a știut să planifice totul foarte bine, foarte calculat, foarte analitic, foarte așa, din afară Marius Ghena n-a avut niciodată niciun eșec. Toți avem eșecuri și aici aș face așa o încadrare mai amplă, mai largă și m-aș referi la... Faptul că viața este o combinație de viață personală și profesională, de viață individuală și viață de familie, comunitate, societate și la intersecția acestor tipuri de viață am avut și eu eșecurile mele. În ceea ce privește dezvoltările de business, nu, aș putea spune că am fost ferit, destul de ferit de eșecuri. Greșeli am făcut, evident, dar... În general, m-am străduit să învăț repede din ele și să le repar în măsura în care am putut, cât mai repede și cât mai bine. Adică să nu las lucrurile sau să arunc lucruri fără să încerc să le, să le rezolvi. În acest punct de vedere, n-am fost asociat nici cu falimente, nici cu alte lucruri care probabil că nu știu, cineva se poate gândi că sunt normale dacă ai zeci de companii la un moment dat ca și portofoliu de investiții. Uh, și din punctul ăsta de vedere, chiar mă simt privilegiat. Uh, în același timp, uh, eșecul e normal, e parte din viață și o parte din viața de business, deci nimeni nu ar trebui să se, să se, sperie sau să fie uh, uh, să se rușineze, să fie, să fie uh, să aibă această problemă, să poarte acest, acest stigmat. E, e, ceea ce pentru o secundă, este eșecul, este normal dacă mindsetul meu, ca antreprenor, ca om, îmi spune lucrul ăsta. Dacă mindsetul meu îmi spune că vai de capul meu, e o rușine că am avut eșecul respectiv și aici, iar ne întoarcem la mindsetul antreprenorial, care cumva ar trebui să spună, ok, am un eșec, e bine că l-am avut, pentru că acum... Învăț și data viitoare voi fi mai bun, dacă gândesc așa, da? Și aici în această chestiune, iarăși probabil că e important de spus că nu trebuie să fii singur. Poți să ai un eșec și nu e nicio nenorocire, poate că nu știi cum să ieși din el, da, da, da? Da. Eu la criza cealaltă am încercat să iau singur din el și mă plimbam ori în șir printr un cimitir, cimitirul din fața firmei mele, încercând să găsesc soluții. Da? Eu de unul singur. În liniște. Și soluții, și soluții. Până când, la un moment dat, am zis, ia, hai să mai întreb și pe alții. Și m-am dus către echipă și am zis că nu vreau să spun că avem un eșec și că suntem aproape de uh, insolvență. Adică nu-mi nu imagina că mă duc în fața oamenilor mei să le spun că nu pot să plătesc salarii. Și preferam să mă plim ore în șir printr-un cimitir. Ok? Bun. Uh, și aici iarăși vine faptul că nu, trebuie, nu ești singur. Și echipa ta găsește soluții, consultanții tăi găsesc soluții, mentorul tău găsește soluții, asociații tăi găsesc soluții, da? De acord. De acord. În sensul ăsta, aș vrea să, 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 să comentez. Dacă, da. Da? Cum ies dintr-o. Am o problemă, am un eșec, okay? ok? Am două variante, îl văd ca până în orice sau. Dar cum ies el? Aici pot să vorbesc despre experiența mea personală. Dar probabil și mai util este să vorbesc despre experiența mea cu numeroși antreprenori, pentru da, că exact. experiența mea serială personală de antreprenor e mult mai mică decât ce am văzut lucrând cu zeci, sute poate de antreprenori de-a lungul timpului, în mod activ, în diverse companii. Și aici am, am identificat câteva lucruri importante. Primul lucru foarte important este că întotdeauna eșecul sau spectrul eșecului este mult mai rău și mult mai periculos pentru un antreprenor solitar, față de un, ant un antreprenor care lucrează într-o echipă antreprenorială. Acesta este nu singurul, dar cu siguranță nu ultimul motiv pentru care eu recomand întotdeauna antreprenor de echipă. Adică vin tineri la mine și mă întreabă, vreau să încep o afacere mâine. Care e primul lucru la care trebuie să mă gândesc? Și, și eu le spun, primul lucru este gândești nu să începi o afacere de unul singur, ci să găsești colegi, prieteni, nu neapărat prieteni buni, dar colegi care să aibă abilități complementare și să împărtășiți aceleași valori, încearcă să formezi o echipă. Iarăși, Echipa de trei este clasic echipa cea mai bună pentru că are și balanță, are echilibru, are, are uh, abilități complementare de la trei persoane, nu de la una sau două, nu intră în, în blocaje și așa mai departe. Iar când, uh, when the going gets tough, cum zice englezul, când lucrurile sunt dure, într-o criză sau poate pe, pe baza unor decizii care au fost luate uh, deci. greșit, da? Pe baza informațiilor și bă, eu știu ce exista la momentul respectiv și compania să-l sălțen se duce în jos și se duce într-o zonă periculoasă. E altceva să te sprijin cu adevărat pe colegii tăi de echipă și atenție, colegii de echipă care nu sunt niște angajați care se tem pentru jobul lor și normal au o anumită reacție când aud, domne, avem o problemă, ci cei care la fel ca tine și-au pus toată existența și tot efortul Grații. și au investit tot ce au avut material și uh, mental și, și ca efort ca sweat, equity, să zicem, în aceeași companie cu tine. Și asta e foarte important. Și asta e un primul lucru. Al doilea lucru este că, într-adevăr, sunt antreprenori și antreprenori. Aici diferența se face deja destul de mult generațional. Am văzut antreprenori mult mai relaxați acum, la 25-30 de ani, deci generația mai tânără, să zicem, mileniali. Deci cei născuți un pic înainte de 2000 sau cu 10 ani, maxim înainte de 2000, care, evident, prin școală și prin experiențele personale, au trecut într-o societate un pic în schimbare și cu mult mai mult contact cu civilizația occidentală și așa mai departe, și care percep cumva eșecul mai, mai corect decât am făcut-o noi. Noi percepem în continuare eșecul ca o chestiune foarte rușinoasă și care trebuie penalizată rapid și drastic, pentru că așa ni s-a spus din prima zi de școală, da? treci la colț, bătaie la palmă, te duceai acasă, te mai bătea și mama și tata. Mie nu mi s-a întâmplat, deci eu am fost privilegiat din punct, și din punctul ăsta de vedere că am avut totuși niște părinți extraordinari care m-au ajutat exact să înțeleg că, de fapt, eșecul sau greșelile sunt o posibilitate foarte bună de a învăța. O posibilitate mai, bună decât succesul, pentru că succesul este și poate să fie conjunctural. Eșecul nu e niciodată conjunctural, adică poți să pui degetul și să zici, Bă, uite, aici, dacă făceam altfel, pe o analiză așa zisă post mortem, dacă mă întorc și făceam altfel, lucrurile mergeau mai bine și data viitoare știu. Evident, voi face probabil o altă greșeală, dar ușor, ușor merg iterativ către uh, decizii din ce în ce mai bune care sunt premise de succes. Deci partea asta de, de uh, percepția eșecului. Am fost la niște uh, sesiuni de pitching de antreprenori din ăștia la început de drum în Londra la un moment dat uh, și un britanic a venit și a zis, anul, acum trei ani am făcut prima companie și după un an am dat faliment. Acum doi ani am făcut a doua companie, după un an am dat faliment, acum un an am făcut a treia companie, după un an am și dat faliment. Ăsta e omul meu. Exact, acum. Și, Nu, el a, zis, nu mai el a zis, acum am făcut al patrulea startup și ăsta va fi un mare succes, pentru că la cât am învățat din eșecuri, nu are cum să. Da. Ok, e un pic dusă prea departe, știi, pentru că dacă vorbim de inducția matematică, dacă la N e, e eșec, la N plus 1 șansele sunt mari să fie tot eșec. Eu cred în a doua șansă, cu siguranță. Poate și în a treia, uneori, dar deja de la patru încolo se e un fel de tipare, așa, un pattern. Iar apropo de a doua șansă, eu personal am investit, și asta e un, o declarație foarte importantă, apropo de antreprenori care uh, se rușinează de eșecul lor. Am investit în antreprenori după ce aceștia eșuaseră într-o prima no. afacere. Da? No. Ceea ce înseamnă că am identificat în ei unul că au greșit sau au eșuat cu cele mai bune intenții și cu bună credință, evident, dacă simți că sunt niște probleme de integritate, nu m-aș atinge niciodată și n-aș, n, -aș, n -aș co-investi, nu m-aș apropia niciodată de un antreprenor care nu e integru. Dar dacă totul a fost cu bună voință și cu bună credință și dacă simți că am învățat multe lucruri din, din eșecul respectiv, există o șansă foarte bună ca să plece a doua oară mult mai lansat și pe o direcție deci. mult mai bună. Deci privim, privim eșecul ca pe o oportunitate și atunci vom avea a doua oară șanse mai mari să facem lucrurile bune. Marius, s-au trecut 40 și cred că 1 de minute, deci am ne-a expirat cumva timpul, dar n-aș vrea să a trecut foarte repede și îți mulțumesc. N-aș vrea să încheiem fără câteva întrebări foarte scurte la care să mi răspunzi foarte scurt. Și anume m-ar interesa și cred că și pe cei care se uită la noi acum, ce înveți tu în secunda asta? Ce experiență ai din care înveți astăzi? Da? Acum, în momentul. Nu ajut. în secundă, în zilele astea, în lunile astea. Uh, am, foarte experiențe, am foarte multă experiență din care învăț. Uh, cred că cea mai interesantă experiență din care învăț acum este din investiția de la Seedblink, care e Equity Crowdfunding și care democratizează, practic, accesul atât al investitorilor către companii foarte bune cu potențial, cât și a companiilor a în început de drum. Cumva. Nu mai e nevoie neapărat să strângi unde, de la uh, instituțional, de la, sau să iei bani de la bancă. Pur și simplu, dacă ai un proiect foarte bun, vii pe o platformă din asta și poți să strângi sume. Dar asta vine cu tot felul de chestiuni de conformitate, de reglementare, că, într-adevăr, și e bine că s-a dat și reglementare europeană pentru așa ceva, da. și și că e prima companie din România care se duce către, mm -hmm. către reglementarea asta. Uh, deci, asta e o chestie extraordinară din care învăț și, iarăși, învăț. Dacă vrei puterea comunității, da? când pui mulți. niște resurse împreună de la mulți, chiar da. și resurse mici, poți să obții rezultate extraordinare. Și sper că asta poate să fie inclusiv la un nivel modest să zicem, dar să fie un alt tip de a privi lucrurile în România din perspectiva încrederii, pentru că lucrurile astea nu se pot face decât cu încredere. Investorii trebuie să aibă încredere în companii, companiile trebuie să aibă încredere în platformă și în investitori, toți trebuie să avem încredere în în alții ca așa ceva să funcționeze. Asta apropo și de demersul nostru comun care se cheamă Rethink Romania și care e un think tank care își propune să crească nivelul de încredere, de engagement și așa mai departe. A doua întrebare pe care ți-aș spune și ne apropiem de final. Ce ai citit, sau chiar citești în momentul de față, și ar trebui să citești și eu? Neapărat. Um, fie în trecut, fie azi. Am, am multe, multe lecturi care sunt una. pentru mine extraordinare. Probabil că dacă ar fi să iau una, întotdeauna, Good to Great, Jim Collins, este, este o, o carte extraordinară. Sincer, nu știu cum s-a tradus în român, dar dar e o carte foarte, foarte interesantă. Deci, o carte clasică, să zicem, deja de business. Okay. Ok. Um, Penultima întrebare este pe cine cunoști, și ar trebui să cunoști eu. Cunosc câteva mii de antreprenori extraordinari în România. O parte dintre ei, Pe o parte dintre ei, cu siguranță, îi cunoști da. și tu. Ar fi Cineva bine să-i cunoști pe toți. Care zici pe ăsta, trebuie neapărat să-l cunoști. <laughs> e greu să fac așa single out, că se supără ceilalți. <laughs> Bun. Ultima mea întrebare este cu ce aș putea eu să fiu de folos? Tu mi-ai fost de folos în foarte multe situații, Dragoș, și îți mulțumesc pentru asta. Și eu dacă am putut să ajut și ai văzut că dacă pot să ajut cu orice, mai ales pe, pe această cauză a antreprenatului românesc, o fac cu mare bucurie și mai ales alături de tine oric oricând. Dacă e să mă ajut cu alte lucruri în continuare, sigur că invitațiile vor curge în continuare de la mine către tine pentru diversele programe și evenimente pe care le organizăm pe zona asta de antreprenat și mă bucur că, că particip și vrei să participi, să fii acolo, să fii implicat și asta înseamnă generozitate și cu timpul și cu efortul tău și așa mai departe și separat de asta, cred că ar trebui să mai cercăm să mai petrecem un pic de timp împreună, nu știu, poate la Green Village sau undeva într-un context din ăsta mai relaxat la vară, la toamnă, acolo e frumos mai pe toamnă, așa. Cum are drag. A fost Marius Ghene astăzi la, în arena la Edwise. Marius, îți mulțumesc mult de tot. Eu îți mulțumesc. Și să ne revedem curând și sănătoși. Mersi frumos.